Disperare fără margini în cartierul Pandurașul din Târgu Jiu după moartea unuia dintre bărbații răniți în încăierarea cu cuțite de săptămâna trecută. Rudele acestuia cer pedepsirea vinovaților, în timp ce mama bărbatului de 43 de ani amenință că nu va avea liniște până nu-i vede morți pe vinovați. Viața să ieși cum a luat ei viața la băiatul meu. Nu ne trebuie. Nu sigur băiatul ăsta că nu le ia viața la copilul meu. Disperare și multe lacrimi în familia bărbatului decedat după ce săptămâna trecută a fost înjunghiat de mai multe ori. Astăzi, trupul neînsuflețit al acestuia a fost adus acasă pentru a fi înmormântat creștinește. Rudele victimei cer pe de o parte ca oamenii legii să facă dreptate, iar pe de altă parte amenință că îi vor pedepsi singuri pe vinovați. Ce-a venit niște prăpăgiți de frași și mi-au omorât băiatul meu la mine. La poartă. Gradurile noastre spune de cai că băiatul meu a fost primul negustor. Pe tot Târgu Jiu care există și pe dată mahalaua mergeți unde vreți dacă găsiți cai că e mine că e. Dar trebuie să fi dat șerp cu ce și dată el de să nu-l omoară. I-a tăiat vinile, i-a tăiat spatele, i-a tăiat 20 de cuțeci, a dat în el. A avut o soartă crudă. Și mai e încă un spital tăiat. Vreau ca și ei să rămână oasele lor, că o să nu ia numai 15 ani cum s-au lăudat că sunt tineri și că vin înapoi. Vreau ca și ei să rămână oasele lor acolo, să rămână și ei, să rămână familie, copii, să vină și ei morți de acolo, să ia viața. Moarte pentru moarte cerem. Cei doi agresori de origine romă din cartierul Pandurașul, vinovați de moartea bărbatului de 43 de ani și de rănirea nepotului acestuia de 31 de ani, au primit arest preventiv pentru 30 de zile. Nenorocirea s-a produs la începutul săptămânii trecute pe fondul unui conflict pornit de la niște cai. După o încăierare care s-a lăsat cu un junghier și mult sânge, o persoană a murit. Cei doi bărbați vinovați de tragedie au părăsit locul faptei, însă după mai multe zile de căutări, polițiștii i-au depistat în comuna Drăguțești. Suspecții au fost introduși în arestul IPJ Gorj, iar ieri au ajuns în fața judecătorilor gorjeni. A fost confirmată arestarea preventivă cu privire la cei doi inculpați. Cercetările continuă în cauză în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor vinovate de comiterea de infracțiuni. Se așteaptă de procuror trimiterea actelor medicale care să confirme oficial decesul celei de-a doua victime internată inițial în spitalul din Târgu Mureș și după primirea respectivelor documente se va proceda la schimbarea încadrării juridice în cauză. Victima cuțitarilor urmează să fie înmormântată joi la cimitirul municipal din Târgu Jiu.